Bună ziua, domnilor și domnilor și bun venit la un nou episod. Și pentru că este marți, avem ce? Păi este simplu, avem seria Pont de marți în cripto. Desigur că totul este verde în piață. Iar titlul pentru astăzi este să nu ratați șansa. Da, nu ratați șansa. Cu dumneavoastră este Robert Grecu. Vă spun de fiecare dată cred eu cu cele mai importante și relevante update din zona cripto. Vă salut pe planul acesta cu mult drag și cu respect. Bine ați venit aici pe canal. Cred că mulți au ratat șansa și cred că mulți o să o rateze în continuare. Am dat ieri un tweet foarte interesant. Da, vă recomand să mergeți să îl citiți. Totodată nu ratați șirul evenimentelor. Rămâneți și în acest material și în toate celelalte până la final pentru că ceea ce discut Uh, cred că o să vă ajute. În plus, puteți sprijini tot ceea ce facem aici, apăsând un simplu like și, desigur, o abonare. Știu că mulți mă urmăriți, am văzut un algoritmul YouTube și nu sunteți abonați. Nu ați dat încă un subscribe. Aș aprecia să dați un subscribe. Știm că explozia pe Bitcoin provoacă reverberații și un șoc de multe ori în mintea multor investitori, dar nu și în mintea celor care au semănat, cum îmi place mie să spun, informație, educație multă, analiză, încă de când nimeni nu vorbea de Bitcoin. Când eram de pildă sub 20.000 de dolari sau nimeni. Îi ciudat spus. Foarte puțini. Dar acum totul este clar. Pentru că mulți observă acțiunea prețului Bitcoin. Dar la fel de clar este că mulți, cum am spus și săptămâna trecută, tot în această serie, Pond de Marți, e bine, au ratat trenul. Ce s-a întâmplat astăzi pe Bitcoin? Bitcoin a avut un short până prin 65.000, preț pentru care s-au și lichidat foarte multe poziții long. Dar, per total, avem peste 164 de milioane de dolari poziții lichidate și long și short. Atenție! Asta e în ultimele 24 de ore, în ultima zi. Market makerii ce fac? Se joacă cu uh, retail-ul, și domnilor. Am spus de dimineață lucrul acesta și pe Twitter, pe X, pentru cei care mă urmăriți acolo și dacă nu o faceți, mergeți chiar acum să dați un follow, aveți un link în descrierea acestui clip. Pentru că postez zilnic de mai multe ori multe lucruri importante. Spuneam că Bitcoin și-a făcut cale liberă spre un nou all-time high, cale liberă să scrie istorie. Cu o lichidare a pozițiilor long, preț pentru care și câteva altcoin-uri, monede alternative, au luat-o în sus, inclusiv OP. Ca și pont, pentru că este pont de marți în cripto, Ochii pe altcoin când corectează Bitcoin. Și ochii pe transferurile de dominanță. Nu e mult de filosofat aici. Efectiv, nu este mult. Pe ce altcoin să fim atenți? Păi, pe altcoin din zona AI și gaming. Am mai menționat tot pe X. Pentru cei care mă urmăriți, din nou. Următorul lucru. Și vreau să vi-l transmit și aici. Pentru cei care nu ați fost pro all time high de mult timp și nu v-ați gândit la o perspectivă relevantă a acțiunii prețului Bitcoin și ați rămas tot bearish, întrebarea mea îi, de ce mai sunteți în acest spațiu? Dacă nu pentru momente crazy, nebune, de natura aceasta. Dacă noi, de pildă, cei din zona cripto, nu avem atitudinea aferentă, atunci cine? Așteptați să vină, de pildă, presa, media sau anumiți influenceri care nu au treabă cu spațiul acesta? Să aibă atitudinea aferentă? Viziunea mea, doamnelor și domnilor, este destul de simplă. Nu ați crezut într-un moment ca acum, într-un nou, all-time mai pe Bitcoin. Atunci spor la vândut gumă la magazin sau schimbați efectiv domeniul. da. Și nu fac referire la cineva anume, ci la un principiu. Noi cei din spațiul acesta trebuie să învățăm, cum vă spun de fiecare dată să dăm tonul. Trebuie să învățăm să dăm tonul, trebuie să învățăm să uh, ne iubim între noi, să ne încurajăm și nu să fim, de exemplu, gică contra și să ne precipităm contra vântului. Cum spunea un mare gânditor contemporan. <laughs> da? Bun. Iar pentru cei care au încă probleme cu bitcoin și încă argumentează că bitcoin nu e ok din multe puncte de vedere, cum ar fi spre exemplu, pentru că e folosit de lumea infracțională, le recomand să studieze lista cu topul celor mai delicvente bănci, care conțin numărul de infracțiuni și amenziile plătite. Acest argument contra Bitcoinului, că e irelevant, că încurajează infracționalitatea și așa mai departe, bla bla bla, o grămadă de narrative de natură aceasta a fost adus uh, înainte de cine? Pe tot de băncile centrale. Pe premiza care? Că hoții da? strigă hoți. <gători> de ce fac lucrul ăsta? Pentru că pierd, doamnelor și domnilor, cum uh, v-am mai spus, din ponderea de piață. Acum, un scenariu probabil. Bitcoin ajunge la all-time high, corecție prin marcarea uh, profiturilor, care desigur intră în altcoin -uri. Declanșând ce? Declanșând altcoin season, cu creșteri de 10, poate până la 100 de X. Și aici mă refer când zic 100 X, atenție, poate la small caps și nu toate, anumite small caps da? și micro caps. Atenție! Întrebarea acum pe care foarte mulți o puneți. Ce facem acum? Vindem Bitcoin și intrăm în altcoinuri? Și acum probabil unii care stați și mă ascultați vă gândiți, păi da, da, nici măcar nu avem Bitcoin. Bun, ăștia care aveți, am înțeles. Pentru cei care aveți, ce faceți? Pentru că dacă înțelegeți jocul de lichiditate și transferul de dominanță, din punctul meu de vedere, e smart să vinzi, să-ți marchezi profitul. Totodată, atenție mare. Au început să apară reclame foarte multe agresive, cu modalități noi de cumpărare a Bitcoinului. De parcă suntem într-un bull market, în faza finală. Îți recomand să te documentezi foarte, foarte bine. Înainte de a răspunde uh, unor reclame de natura aceasta, puteți veni și la o consultanță 1 la 1 live pe Zoom cu uh, mine sau să intrați în școala Greco Capital, să deveniți membri premium. Vă las un link în de descrierea clipului. Într-o comunitate de oameni fine, într-o comunitate de oameni deștepți unde puteți să creșteți. Sunt sigur că o să vă ajute foarte mult. Iar acum, haideți să facem uh, o comparație relevantă între Bitcoin ETF și Gold ETF. ETF-uri uh, de aur, da? Hai să comparăm cât aur s-a cumpărat la lansarea ETF-urilor um, gold față de ETF-urile Bitcoin. Da? Și o să vă las aici un grafic pe ecran ca să vă dați seama că avem de-a face cu un succes mult mai mare al ETF-urilor de Bitcoin sau pe Bitcoin comparabil cu ETF-urile aurului. Încă o întrebare importantă. De ce punem atât de multe întrebări? Eu, eu, pun întrebările pe care probabil mulți le aveți. Pentru că întrebările bune, atenție, cele bune, că sunt și întrebări ineficiente, mai puțin bune, dar duc la răspunsuri ineficiente, dar întrebările bune duc la răspunsuri bune. În funcție de acest factor, da? de, de, cum va evolua ETF-ul Bitcoin, sau ETF-urile Bitcoin, acțiunea prețului Bitcoin va fi influențată major. Așteptăm cu interes să vedem cum vor evolua. Din punctul meu de vedere, foarte, foarte bine. Chiar teribil de bine până acum lucrurile au mers strună. Și că discutam de interesul pe Bitcoin, chiar am fost curios în România să văd unde este interesul față de Bitcoin cel mai mare. De exemplu, interesul față de Bitcoin în căutările de pe Google, din nou în România, pe județe, îs în felul următor. Locul 1 este satul mare și aici am dă cu virgulă, m-am gândit că poate acolo sunt bișnițari mulți care vând mașini și fac tranzacții cu cripto pe acolo, cu Bitcoin. Altfel, de ce ar fi acolo interesul cel mai mare, urmat de Cluj, locul 2 și Timiș, locul 3, bine, Timiș, pe locul 3, o să fim pe locul 1, pentru că na, aici vorbesc eu de piața cripto, înțelegeți? Asta e. Bun, și locul 4, desigur, București. Doamnelor și domnilor, lucrurile acestea să le aveți în vedere cu privire la acțiunea prețului Bitcoin, cu privire la spațiu cripto. În descrierea clipului aveți un link să vă înscrieți pe exchange-ul celor de la Prime XBT. Atenție! Depuneți 100 de dolari, primiți 100 bonus. Noua campanie pe care o am cu cei de la Prime XBT. E un exchange foarte bun, comisioane foarte mici pe futures, cel mai mici din breaslă, din industrie, mai mici și ca pe Binance, pe Solana. Da? Pe Forex comisioanele sunt zero. Pe 17 aprilie, unde mă găsiți? La Dubai, împreună cu Cristian Kefoi și Mihai Daniel, la evenimentul The Secret. Acolo o să vă pun toate strategiile și secretele mele pe tavă. Pentru cei care vreți să veniți, o să fie un timp extraordinar, și sunt sigur că evenimentul acesta o să vă ajute. Vă las linkul meu să veniți la The Secret. Mă înclin! Cu drag, Robert!